Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Colega mea, Roxana Ciucă, vine cu ultimele informații. Roxana, este o decizie definitivă? Bine te-am regăsit, Lorena. Bună dimineața, doamnelor, domnilor. Da, este o decizie definitivă. Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a fost condamnat în urmă cu câteva minute de magistrație în alte curți de casație și justiție, definitiv la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul Polaris. Într-o primă instanță, mai exact pe fond, în acest dosar primise 9 ani de închisoare. Trebuie să știți că Radu Mazăre acum este în spatele gratiilor, pentru că el are acea condamnare de 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor de terenuri. Deci rămâne în continuare acolo. De asemenea, tot în acest dosar, reprezentantul societății la care fac referire, cei de la DNA, a primit și el tot 5 ani de închisoare cu executare. Vedem ce se va întâmpla în continuare în acest dosar în care vă spuneam că Radu Mazăre a fost condamnat pentru presupuse fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada 2006 respectiv 2013, spun procurorii de la Direcția Națională Anticorupție, când ar fi acceptat pretins o sumă de 2 milioane de euro, spune DNA-ul, și ar fi primit 1 milion de euro ca să încheie niște contracte și să facă niște presiuni pe lângă funcționarii de la urbanism, ca acest personaj Strutinski să primească niște beneficii în interesul societăților pe care le deține. Vom discuta despre această condamnare și orele următoare. Roxana, îți mulțumesc foarte mult!